Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Soare și vă invit să aflați cele mai importante știri despre lume și despre vreme. Primele zile ale lunii martie ne-au adus temperaturi neobișnuit de mari pentru această perioadă. Maximele au tins spre 21 de grade în vestul și în sudul țării. În urma temperaturilor ridicate, în nordul Spaniei au izbucnit peste 100 de incendii de vegetație. Cald a fost și în Gijón, cel mai mare oraș din Asturia, unde s-au înregistrat și 25 de grade. Peste 300 de pompieri ajutați de aviația civilă se luptă cu flăcările întreținute de vântul puternic, peste 100 de kilometri pe oră. Spania se confruntă des cu incendii devastatoare în timpul verii, mai ales în regiunile aride din sud. Însă de această dată vorbim despre sezonul rece și regiunile din nord. La polul opus se află New Jersey și Connecticut. După ninsoare abundentă din ultimele zile, peste 40 de centimetri de zăpadă, americanii au luat cu asalt magazinele, de parcă ar fi fost mânați de spiritul Crăciunului. Din 61 de capitale din lume, New Delhi a fost cea mai poluată în 2018, arată un studiu care măsoară calitatea aerului la nivel global. Capitala Indiei este urmată de capitala Bangladeshului, Dhaka, și Kabul, capitala Afganistanului. Poluarea din New Delhi, unde locuiesc peste 20 de milioane de persoane, este cauzată de emisiile mașinilor de industrie, praf și fum. Vești bune avem din Munții Făgăraș, unde un ONG de mediu a primit sprijin internațional pentru realizarea unui parc național și pentru reintroducerea zimbrului și a castorului în sălbăticie. O parte din fondurile obținute vor fi folosite pentru a finanța acțiunile de conservare planificate, dar sunt și acțiuni ce vizează dezvoltarea unei economii locale sustenabile bazată pe afaceri verzi și inițierea unui program de diminuare a conflictelor om-animale sălbatice. Să vedem acum cum arată vremea în țara noastră. Ei bine, dragii mei, astăzi am avut parte de o vreme frumoasă în majoritatea regiunilor și tot caldă. În această după-amiază, temperaturile au tins spre 18, posibil chiar 19 grade Celsius. Schimbări majore nu apar până la final de săptămână. Vremea se menține frumoasă și mult mai caldă decât ar fi în mod normal pentru această dată, astfel încât maximele vor tinde spre 21 de grade. Vor fi ceva nori, iată, în nord, în centru și prin vest, însă ploile vor fi puține și pe arii restrânse. Vă invit să vedem câteva fenomene și temperaturi de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Mâine dimineață cel mai rece va fi în Brașov, minus 7 grade Celsius, însă mâine la amiază apariția soarelui va aduce și 20 de grade în vest, în Timișoara.